Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi de marți, 9 ianuarie 2024. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc nespus de mult pentru mesajele voastre extraordinare pe care le primesc de la voi. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare, de încurajare sau mesaje prin care împărtășiți cu noi diverse experiențe din viața dumneavoastră. Eu vă sunt foarte recunoscătoare pentru toate acestea. Simt că fără ele și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 9 ianuarie, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își dorește în acest an, să îi se împlinească toate visele. Haideți să vedem, dragilor, și ceșcuța noastră de azi. Iată, așa arată ea. Aceasta este ceașca pentru astăzi, dragii mei, pentru voi toți. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive pentru voi, dragii mei. Iată cum s-a scurs cafeluța peste ceașcă și de această dată, acest lucru însemnând cel puțin o veste bună pe care o vei primi și azi. O veste care te va bucura nespus de mult. Văd că mulți dintre voi veți vărsa chiar și lacrimi de bucurie, dragii mei. Da, acest lucru în primul rând va însemna că ceva vă va schimba viața în bine. Hai să vedem, dragilor, despre ce este vorba în această ceșcuță. Văd aici niște bârfe care îți ajung la urechi și plângi din cauza lor, dar mai bine astupă-ți urechile și nu mai asculta la ce spun aceste persoane, pentru că ele doresc doar să-ți fie rău sau să te simți din ce în ce mai rău și să te desparți de soțul sau de partenerul tău. Draga mea, dragul meu, văd aici data de 19. Mare atenție la această zi, pentru că poate fi o zi cu ghinion pentru voi. Nu vă certați cu nimeni, pentru că ați putea avea probleme de la această ceartă, fie la muncă, fie acasă. Două porți văd aici, două porți ale norocului vostru au fost închise până acum, dar de acum înainte se vor deschide și veți fi din ce în ce mai bine. Văd aici o discuție între două persoane, pot fi două surori sau mamă-fică, poate tu cu o prietenă, despre un bărbat sau poate vreți să deschideți o afacere. Se va finaliza această discuție în favoarea voastră, veți face în sfârșit ceea ce v-ați pus în cap de multă vreme, dragile mele. Văd aici o inimioară. Pentru persoanele singure veți întâlni și voi o persoană deosebită, vă bate la ușă o nouă iubire, dragii mei, dragile mele, așteptați-vă la minuni din acest punct de vedere. Cu sănătate aveți grijă la durerile de cap și de spate, în rest văd că veți fi din ce în ce mai bine. Dragul meu, draga mea, văd că nu ești la prima relație, în trecut de multe ori ai iubit și ai fost dezamăgit sau dezamăgită, dar iată că a venit această persoană minunată cu care ești acum să vindece toate traumele trecutului. Această persoană este în primul rând un bun prieten și un confident foarte bun și înțelege toate durerile tale. Ești fericit, fericită alături de acesta sau aceasta și trecutul tău este vindecat, dragul meu sau draga mea. Orice greutate va apărea în calea ta de acum înainte, nu vei lăsa-o să te împiedice de la face ce-ți dorești, dragul meu sau draga mea. Vei merge înainte chiar dacă ai avut un trecut întunecat cu foarte mult nervi și stres. Pentru cei din zodia Berbec, dragilor, se ridică norii de deasupra voastră și intrați într-o perioadă mai bună din toate punctele de vedere.
Cifra 3 mai văd aici, în 3 zile sau 3 săptămâni, în casa voastră, în mâinile voastre, intră o pungă cu bani, poate un credit, poate o datorie, văd că veți avea noroc la bani, dragii mei. Mai văd aici o mână, în trecut foarte mult ați ajutat oamenii din jurul vostru, chiar dacă și voi aveați nevoie de bani sau de energie pentru voi, ați lăsat totul și ați plecat să ajutați aceste persoane să le fie lor bine. Dar când tu ai avut nevoie de sprijin, dragul meu sau draga mea, aceste persoane ți-au întors spatele. Ai fost bun sau bună cât ai dat, dar acum că și tu ai nevoie de ajutor, este ca și cum nu mai existi pentru ele, pentru aceste persoane. Dar Dumnezeu vă va ajuta și tot voi veți fi învingători sau învingătoare, dragile mele. Văd aici foarte mulți șobolani în jurul vostru, dușmani, asta înseamnă că aveți în jur, în fața voastră zâmbesc, dar în spatele vostru vă bârfesc. Mare atenție la persoanele pe care le aveți în jur, dragii mei, dragile mele. Norocul vine spre voi, văd aici un cal cu mânzul său, o să scapi de toate greutățile, o să-ți meargă bine în toate privințele. O să fiți foarte fericiți în luna ianuarie, fie bani, fie dragoste, fie muncă, o să aveți tot ceea ce doriți, vi se împlinesc dorințele una câte una. Pentru cei cu literele A, L, R și S, o să primiți multe vești, vești pe care poate le așteptați de mult timp, fie prin telefon, fie printr-o scrisoare, poate, sau chiar la ușa voastră. O să vă tresalte inima de bucurie în această lună, mult noroc veți avea. Dacă aveți o situație care nu are rezolvare, să știți că se va rezolva de la sine, nici nu veți ști de unde va sări iepurele în acea situație pentru dumneavoastră și se va rezolva. Dragii mei, dragele mele, văd cum inima voastră va fi deschisă în această perioadă, o să fie mai ușoară, o să vă rezolvați problemele, o să vă simțiți de parcă ați avea aripi. În buzunarul vostru va intra o sumă mare de bani, fie veți găsi un loc de muncă mai bine plătit, sau vi se va întoarce o datorie, sau vi se mărește salariul sau pensia, dar văd că veți fi mai bine cu banii, dragii mei. Este posibil să primiți această sumă de bani și de departe, o să vărsați lacrimi de bucurie, vă întâlniți cu rude din familia voastră și vă bucurați foarte, foarte mult. Pentru cei cu inițialele B, C, S și L, în fața voastră steaua strălucește, veți avea energie să vă rezolvați treburile și drumurile vi se deschid la muncă, în casă, în relație sau spre o instituție de stat. Pentru voi vine, dragii mei, o schimbare nemaipomenită. Vei reuși să ai tot ceea ce îți dorești. Pentru persoanele de la 30 de ani în plus, văd că toate problemele s-au terminat. Destinul va fi în favoarea voastră, fie în muncă, fie în dragoste, fie în sănătate, în ceea ce tu îți vei dori. Mare atenție, dragii mei, la aceia dintre voi care au tot felul de problemuțe cu stomacul, da? Fiți atenți ce beți, ce mâncați, pentru că este posibil să faceți o toxinfecție alimentară, să ajungeți la spital din cauza acesteia, da? Mare atenție, așadar. Foarte multe drumuri, văd că aveți foarte multe treburi de rezolvat cu un copil, cu școala sau cu niște hârtii la judecătorie. Dragii mei, văd aici un cal de mare, o să primiți un cadou de departe sau o veste nemaipomenită, această veste vă va bucura nespus de mult. Mai văd aici o femeie însărcinată, dragilor, dumneavoastră veți fi sau cineva apropiat vouă, va naște o fetiță sănătoasă, multă vreme v-ați dorit să fiți însărcinate, nu ați reușit. Ați luptat, dar iată, în sfârșit, reușiți acest lucru. Dragii mei, văd că ieșiți la o mare adunare de oameni, un fel de logodnă sau un botez și o să vă cunoașteți ursitul sau ursita acolo. Dacă este bărbat, acesta este un bărbat înalt, slab, frumos și foarte amabil.
Dacă este femeie, este posibil să fie blondă, cu părul cârlionțat puțin, ochii albaștri și nici scundă, nici înaltă. La prag de seară, dragii mei, dragele mele, mai ales pentru voi, văd că vă va vizita un bărbat în casa părintească pentru a vă cere mâna. Mama ta văd că, sau cineva din familia ta văd că nu va fi de acord, dar acest bărbat este gata să lupte pentru dragostea ta, pentru că voi sunteți foarte fericiți în acest cuplu. Mai văd aici două persoane care se îmbrățișează, dragii mei, vă împăcați cu soțul, soția, cu partenerul, după multe certuri, ați avut multe certuri din cauza unei femei care vă făcea de ochi când intra la voi în casă. Mare atenție la această femeie, da? Dacă vă este posibil și sigur că vă este, nu mai lăsați să intre în casa dumneavoastră, pentru că veți vedea cum, cât de bine va fi fără prezența ei. Veți vedea cum problemele din casa voastră vor începe să plece, începeți să vorbiți mai bine, să colaborați mai bine între voi ca și cuplu. Haideți să vedem și dorința voastră, dragilor. Dorința voastră vi se va împlini, să știți, și în 3 zile sau în 3 săptămâni de acum înainte văd cum veți primi niște vești minunate și va intra norocul în viața dumneavoastră. Va fi ceva pentru care veți rosti, wow, este exact lucrul la care m-am gândit, nu mă gândeam că se va întâmpla pentru mine așa de repede. Da, acestea fiind spuse, dragii mei, dragile mele, aceasta a fost citirea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi de această dată. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!